Bună seara, sunt Roxana Gheorghian. Bun găsit la informațiile despre vreme. Cerul va avea înorări și vor fi ploi abundente în jumătatea de vest a Europei și parii restrânse în extremitatea de est. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, iar în zonele de munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul continentului cerul va fi variabil și va ploua doar izolat. În zonele joase de relief va fi ceață, iar vântul va avea intensificări în jumătatea vestică a continentului. Temperaturile vor scădea în zonele vestice și în partea central-nordică, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. La noi în țară, la noapte, va predomina cerul variabil, mai puțin în regiunile intracarpatice, unde cerul va fi acoperit de nori și pe alocuri va fi ceață sau va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile minime se vor situa între 3 și 13 grade. Mâine, valorile termice vor scădea în cea mai mare parte a țării, dar acestea se vor menține peste cele specifice datei. În regiunile intracarpatice, dimineața va fi ceață și vor fi posibile ploi slabe sau burniță, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi variabil. Vântul va avea ușoare intensificări în Moldova, iar temperaturile maxime se vor situa între 10 și 22 de grade. În București se menține vremea caldă, mâine maxima va atinge, iată, 21 de grade, cerul va fi variabil, iar vântul va fi activ. Vineri, maxima se va situa tot în jurul valorii de 21 de grade. Pe cer vor mai fi câțiva nori, dar nu sunt anunțate ploi. Sâmbătă, cerul va fi mai mult noros, iar spre seară vor fi posibile ploi slabe sau burniță. Termometrele vor indica o maximă de 20 de grade. La munte, temperaturile vor scădea în majoritatea masivelor. Cerul va avea înorări temporare, însă doar pe arii restrânse vor fi posibile ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele Carpaților meridionali și Carpaților de curbură. Haideți să vedem cum va fi vremea și în zilele următoare. Vineri vom avea parte de vreme caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, însă în zonele joase de relief, în special în centrul, estul și sud-estul teritoriului, va fi ceață și cu totul izolată burniță. Vântul va fi activ în Banat și în zona montană înaltă, iar temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 22 de grade. Sâmbătă, valorile termice se vor situa cu mult peste cele normale pentru începutul lunii noiembrie. Maximele se vor încadra între 13 grade în nordul Moldovei și 24 de grade în dealurile de vest și în lunca Dunării. În regiunile estice, cerul va fi acoperit de nori, iar în rest, cerul va fi temporar noros. Pe spații mici vor fi ploi slabe sau burniță, iar vântul va avea intensificări în sudul și sud-vestul teritoriului, precum și pe crestele Carpaților meridionali și de curbură. Acestea au fost informațiile despre vreme, însă vă aștept cu prognoza meteo și la Focus 23. Să aveți o seară minunată, numai bine!